Cu ajutorul lui Dumnezeu și în numele Domnului Hristos, deschidem serviciul divin din această seară, intonând imnul 144. Din ceruri, îți mulțumim pentru că Tu ai fost cu noi în această săptămână și ne-ai adus sănătoși în locul acesta sfânt. Te rugăm acum să vii în prezența Duhului Tău cel Sfânt, să binecuvântezi fiecare inimă și pe fiecare ascultător care va primi acest cuvânt. Te rugăm pentru cuvântul care l-ai pregătit pentru seara aceasta, binecuvântează-l Tu și inspiră-l Tu, pune Duhul Tău cel Sfânt pe buzele dânsului, slujitorului Tău și ajută-ne ca tot ceea ce primim din partea Ta să fie o normă de conducere în viața noastră. Amin. Binecuvântează pe cei bătrâni, pe cei bolnavi în mod special. Tu alină suferințele lor și ajută-i să se simtă bucuroși în această zi sfântă. Amin. Te rugăm și pentru copiii noștri și pentru tot ce tineretul bisericii Tale și ajută-ne ca cu toții să ne pregătim pentru marele eveniment al revenirii Tale. Amin. Îți mulțumim că ne asculți, te lăudăm prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Amin.
Iubita adunare, dorim să lăudăm pe Dumnezeu pentru harul și privilegiul pe care ne-l dă să fim în prezența Lui în această seară. Probabil că ar fi existat și alte opțiuni pentru unii dintre noi și cred că unii au stat pe gânduri și au zis ce să fac, să mă duc la adunare sau să mă duc în pat sau la televizor sau să vedem. Și fiecare a ales câte ceva. Vă asigur că dintre cei cărora nu o să le pare rău, în mod sigur pentru alegerea lor, faceți parte dumneavoastră cei care în seara aceasta ați venit aici. Mă rog Domnului ca ce am cântat noi la început, când am invitat Duhul Lui cel Bun și Sfânt să se împlinească și cred că se împlinește deja cu noi în aceste momente. Am avut o foarte plăcută surpriză săptămâna trecută. Am fost într-o vizită acasă la președintele conferinței noastre, la fratele Penic. Și suntem vechi prieteni, de 15 ani ne cunoaștem și am luat masa împreună și am vorbit multe lucruri frumoase cu acest om al lui Dumnezeu. Și el s-a rugat de multe ori pentru multe lucruri bune. Dar niciodată n-am văzut ce am văzut vinerea trecută. Este exact o săptămână acum. Era după amiază, stăteam de vorbă și la un moment dat se scuză, zice, doar o clipă. Trebuie să răspund la un telefon pentru soția mea. Și sună la telefon și răspunde, da, dragă, așa este, soarele apune la 5:58 și zice să știi și să fii sigură de asta. Sau i-a dat ora exactă după ceas. Bine, mulțumesc foarte mult, te aștept să ne întâlnim la timp. M-a bucurat enorm să știu că un om al lui Dumnezeu ca acesta vrea să știe când începe sabatul lui Dumnezeu. M-a bucurat enorm. Am luat o lecție mare de acolo. Am trecut de multe ori în viteză. Nici nu știu când am trecut frontiera. Dar acum, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă bucur că ne-am așezat în locul acesta după ce am trecut frontiera celor trecătoare, ca să ne ocupăm de cele veșnice, de cele adevărate, de cele care rămân, în timp ce celelalte vor trece ca un nor și ca o ceață. Cuvântul din această seară este unul simplu, dar care trebuie să fie împrospătat, mereu și mereu, fiindcă e de Egipt, iarăși. Pe măsură ce stăm un timp departe de Egipt, sau călătorim mai departe de locul acela, imaginea noastră despre Egipt se schimbă și devine una acceptabilă, frumoasă, chiar de dorit la un moment dat și ajungem să spunem, parcă era bine acolo totuși. Pe măsură ce ne depărtăm de Egipt, ajungem să uităm, este ca la o mormântare, ați observat? Când moare cineva, e coșciugul acolo în față, ai uitat toate belelele, toate relele și ți-au ce aminte un bine care l-a făcut omul acela, ți-a spus o vorbă frumoasă cândva. Nu că ai uitat relele pe care le-a făcut, le știi, dar parcă nu te mai doare așa acum. Fiindcă l-ai văzut pe un mort, consider că e de ajuns treaba asta, nu-i trebuie mai mult de atât. Și stai liniștit, dar ți-aduce aminte de cele bune. La fel se întâmplă cu depărtarea de Egipt a noastră, de lumea din care am plecat. Începem să-i găsim virtuți la un moment dat, să ne aducem aminte de mâncărurile de acolo, de viața care a fost acolo. De câte ori ne ciocnim de o greutate mai mică sau mai mare în viața aceasta, ajungem să credem că dacă eram acolo, nu mi se întâmpla așa ceva. Și poate că da. Dar este acesta rostul vieții. Constatăm că, la modul general, și când spun general, înțeleg fără niciun fel de excepție, fiecărei ființe omenești îi lipsește ceva. Fie că e tânăr, că e bătrân, că e bogat, sărac, bolnav, sănătos, mare, tare, mic, nimeni, oricine, orice, indiferent cine ar fi sau ce ar fi cineva, ce ar avea sau ce n-ar avea cineva, ceva lipsește totuși. Și omul încearcă și luptă și zbuciumă mereu și caută acel ceva, lipsă. Cred că ați auzit în evoluționism de termenul acesta, veriga lipsă, the missing link, zic englezii, veriga lipsă. Aceasta este un fel de spălare de creier în masă,
pentru toți oamenii, termenul ăsta, verigă lipsă, este folosit continuu ca să țină lumea activă într-o continuă așteptare și să-i țină pe muncitorii aceștia care se numără cu sutele de mii și milioanele care lucrează în domeniul acesta, numiți oameni de știință, aceștia ar trebui numiți oameni de căutare, asta este căutare treaba aceasta, nu este știință. Știință este 2 plus 2 fac 4. Dar mai mult de atât, când un om deja intră în domeniul viselor sau coșmarurilor, deja termenul de știință este plus, nu e la locul lui. Dar ei folosesc această noțiune, veriga care lipsește. Stați pe fază că acum găsim, gata, curând o să găsim. Și miliarde de oameni în lume, s-a găsit ceva, gata, s-a anunțat, acum s-a găsit. Știți, probabil, unul dintre dumneavoastră, celebrele fraude cu oasele, nu știu cărei maimuțe, cu și așa mai departe, tot felul de modele care au fost propuse, uite, asta e veriga care lipsește. Dar tot ei, după ce arată un timp oamenilor maimuța aceea, după un timp tot ei vin, nu e asta, să știți, încă nu s-a găsit, o luăm de la capăt și caută din nou veriga lipsă și învârte lumea în cerc în felul ăsta. Nu știu dacă ați văzut sănile acestea polare, când câinii ajung să fie istoviți, nu mai pot să tragă, le pune un băț așa lung, un fel de undiță mai lungă, legat acolo de oiștea saniei și cu o bucată de carne în vârf, acolo lângă ei. Și ei trag ca nebunii să ajungă acolo, dar normal carnea se mișcă cu aceeași viteză cu ei și nu ajung niciodată. Mor săraci cu ochii de la carnea aia și cu gândul că or să găsească veriga lipsă până la urmă, dar nu va fi găsită niciodată. De cei cu lucrurile acestea, nu mă mir. Ei sunt ca și idolii pe care îi fac, spune Biblia. Așa sunt și oamenii care fac astfel de teorii, sunt ca ele. Și cei ce se închină la astfel de idoli sunt ca și idolii aceștia. Nu e niciun fel de diferență. Aș vrea să venim în domeniul vieții noastre de credință. Cumva și noi experimentăm această verigă lipsă. Cumva am ajuns să mergem pe cale pur și simplu în virtutea inerției, pentru că ne-am învățat așa sau pentru că ce să faci altceva. Cumva motivul pentru care altă dată veneam aici a dispărut de mult și acum venim pentru cu totul alte lucruri formale, superficiale, să ne întâlnim unii cu alții, să petrecem o oră, cine o mai fi pe acolo, ce o mai zice. Cumva a fost înlocuit motivul sau obiectivul venirii noastre la credință cu ceva așa de superficial și de trecător. Ce lipsește? Ce lipsește? Cunoașteți în Biblie un om bine realizat, un om din toate punctele de vedere, un om realizat. Știți că de obicei noi punem aceste două lucruri în contrast. Cei care se realizează pe pământul acesta îi considerăm oameni necredincioși. Spune, Doamne, a folosit el ceva metode necurate de a ajuns aici, că altfel nu avea cum să ajungă aici. Iar cei care sunt spiritual realizați, aceștia ne așteptăm la ei să fie săraci, să fie bolnavi, lipsiți, pentru că așa trebuie să arate un sfânt. Dar omul ideal al generației noastre ar fi de altă natură și avem unul în Biblie. Un om care este realizat pe ambele planuri, și material și spiritual. Îl cunoașteți pe omul acela? Iov nu era realizat spiritual, după aceea a fost. Vă amintiți că el a zis, zice, leapă tot ce a fost până acum, n-am fost un om realizat. Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc, spune el. El era un om pocăit, dar a trebuit să se pocăiască de pocăința lui, știți? Există un fel de pocăință de care trebuie să ne pocăim, că ne-am pocăit de așa ceva. Nu. Altul. Avram era un om realizat și spiritual și material. Însă dacă ne uităm bine la el, nu pare a fi realizat ca om material, adică nu-l interesează chiar deloc. Treaba aceasta nu constituie. În momentul când apare un conflict între el și nepotul lui, pe linie materială, chiar astăzi am avut o lungă convorbire telefonică în jurul unei biserici care s-a distrus complet. Și am întrebat pe unul dintre oamenii care a trăit acolo și am spus ce a stat la baza catastrofei acesteia. Și omul mi-a spus că au fost niște bani
pe care i-a dat cineva cuiva și apoi cineva a vorbit despre acel cineva nu știu cum și s-a aliat cu nu știu cine și așa se face că într-un nu prea mult timp biserica aceea a pierit. A dispărut tragic într-un loc în care trebuia să înflorească mai bine și mai frumos decât oriunde în lume în altă parte. Și știu ce spun când spun acest lucru. Abraham este așa de liber încât când intră în conflict cu nepotul, îi spune, stai nepoate, că nu e nicio problemă. Important este să nu-l pierdem pe Dumnezeu, nepoate. Dacă pierdem câmpii și oi și astea, auzi, tu vrei să iei treburile astea, dar alege tu, nepoate. Tot ce vrei tu, ce rămâne îmi dai și mie. Dacă rămâne ceva, dacă nu rămâne nimic, nepoate, nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, nepoate. Dumnezeu ne învață cum să trăim în piatră seacă. Nu te teme. Și ați observat ce frumos este, atât de liber a fost testul lui extraordinar. Sunt oameni care se judecă pentru o palmă de pământ, se judecă pentru vecinul nostru, am fi cuțit un fratele lui direct în inimă și l-a omorât pe loc pentru un salcâm. Pentru un salcâm. Al cui e salcâmul? E al meu, e al meu și a scos cuțitul și asta. Vă. Nu, uitați-vă la Abraham, este atât de liber încât îi spune nepotului, nepoate, tot ce vrei să iei, te rog să iei. Un singur lucru nu se va întâmpla. Noi doi nu ne vom certa, pentru că noi nu vrem să așezăm în fața acestor oameni o umbră în ce privește credința. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară, ne dă nouă explicație Biblia și ne spune de ce Abraham procedează așa. Nu pentru că așa era drept. Dacă era să fie cum era drept, ar fi arătat diferit lucrurile. Dar drept nu este cum e drept, ci drept este cum e bine. Și bine este atunci când numele lui Dumnezeu este onorat și nu dezonorat. Dar dați-mi altul, haideți să mergem mai departe. Mai gândiți-vă la un om realizat și material și spiritual. Daniel era imigrant și la fel, nu pare a fi deloc. Ce avea el acolo nu era parte din el, avea o cameră, un apartament acolo unde se ruga. Cine a spus? Pavel. El a fost parte din Sinedriu, avea putere, avere mai puțin, dar avea o perspectivă, avea o posibilitate mare, avea un viitor el pe linia aceasta lumească. Iosif era la fel cum declară el, Doamne, sunt străin în țara asta, nu se vede a fi ceva lipit de el deloc. Nu-l văd. Îl văd gata să plece cu o valiză în mână. Maica Tereza a spus, dacă ți-a mai mult de 20 de minute să împachetezi tot avutul tău, ai prea mult, frate, atunci. Vă descurcați în 20 de minute? Ne descurcăm în 20 de minute? Poate numai să strângem bilurile în 20 de minute. Cât. Și după aceea durează. Dați-mi pe altcineva. Salomon? El a fost material, dar spiritual... Ce ar fi să ne gândim la unul care chiar se numește bogat aici în Biblie? Cum îl cheamă? Tânăr bogat, sigur. Și știți de ce l-am ales pe el? Pentru că el folosește expresia asta. El folosește expresia asta și zice așa, ce îmi lipsește, Domnule? Este un om realizat. Adică este un om bogat. Și astăzi, în contextul valorilor din lumea noastră, ar fi foarte respectat. E un om bogat. E și un om credincios în același timp, care îndrăznește să spună Domnului Iisus Hristos ceea ce niciunul dintre noi de aici nu am îndrăznit să-i spunem. Dacă Iisus în persoană se înfățișează fizic înaintea noastră în seara aceasta, niciunul dintre noi nu îndrăznește să vină să-i spună, Doamne, am păzit cu grijă toate aceste lucruri din tinerețea mea. Niciunul dintre noi nu vine acolo. Dar omul ăsta vine și nu glumește, nici nu minte, spune exact ce crede despre sine. Și Mântuitorul nu-l contrazice și nu-l respinge, ci îi primește mărturia, dar îi spune, tinerelule, ăsta este adevărul, dar nu este asta rezolvarea. Nu este aceasta. Să mergem în Luca la capitolul 21, deschidem Biblia cu toții, la capitolul 21 aici și să vedem lucrurile, la capitolul 18, iertați-mă, cu versetul 21, și să vedem lucrul acesta în chiar cuvintele lui. Doamne, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Păzește-le, i-a spus Iisus. Păi le-am păzit. Le-am păzit din tinerețea mea, le-am păzit cu grijă. În Evanghelia după Matei, el întreabă, ce-mi lipsește totuși?
Că în ce privește să păzesc aceste lucruri, nu e nimeni în oraș să vină să spună acum că aș fi făcut ce nu trebuie, că dacă aș îndrăzni să vorbesc așa ceva în prezența ta, nu se poate așa ceva. Și Satana spune drept în prezența lui Iisus, nu are cum să mintă, sau dacă minte, normal că e dezgolit. Dar cu toate acestea, el este și realizat material, el este și realizat spiritual și totuși e un om pustiu și gol. Ce-mi lipsește, Domnule, spune el. Ceva îmi lipsește. Și Mântuitorul îi răspunde cu chiar aceste cuvinte. Îți mai lipsește un lucru. Aceasta e veriga care lipsește. Ai de toate, dar n-ai nimic. Dacă nu ai ce trebuie, degeaba ai ce nu trebuie. Nu-ți folosește la nimic. Ce îmi lipsește? Cum credeți că ar fi trebuit adresată întrebarea aceasta după ce am citit noi Evanghelia atâția ani? Vă rog să ne gândim puțin și gramatical. Cum ar fi trebuit adresată întrebarea aceasta, ce îmi lipsește? Lui lipsea ceva? Credeți că îi lipsea ceva omului ăsta? Nu, în mod sigur nu. Nu îi lipsea ceva. Ce îi lipsea? Cineva! Mulțumesc. Lui lipsea cineva. Și degeaba era el tânărul bogat, degeaba era el fruntașul, degeaba era el omul credincios care îi spune chiar Domnului Iisus, am păzit cu grijă aceste lucruri. Acestea nu satură sufletul, nici averea, nici păzirea, nici nimic nu satură sufletul. Este o singură pâine care satură sufletul și aceasta e pâinea care se coboară de sus. Degeaba ar avea un om toate, degeaba ar păzi un om toate lucrurile. Tânărul bogat întruchipează idealul generației noastre, să zicem, creștine, mai ales aici în America. Acum sigur că s-a înclinat teribil în partea materială, până acolo încât, în timp ce nu există în lume atâtea cluburi de prosperitate și de afaceri, există biserici creștine care se ocupă cu prosperitatea, mai multe decât cluburile care sunt necreștine din lumea aceasta. Creștinismul a uitat unde a plecat și s-a concentrat aici, s-a prins, s-a agățat de lucrurile acestea și s-a prins de ele cu prinderea aceea care nu duce la viață. Ce îmi lipsește, Domnule? Ce îmi lipsește? Întrebarea trebuia să fie, cine îmi lipsește? Și atunci Domnul chiar așa i-a răspuns. Zice, uite, ție îți trebuie un singur lucru. Tu trebuie să vii după mine. Atât. E singurul lucru care îți lipsește ție. Este un singur lucru care trebuiește, i-a spus Iisus Martei. Știu că lucrezi pentru Domnul, știu că ai transpirat pentru Domnul, ai dat tot ce ai pentru Domnul. Ea nu lucra pentru interes sau pentru afaceri atunci, ea lucra pentru Domnul. Dar aceasta nu satură sufletul nimănui. Poți să evanghelizezi lumea, poți să faci minuni, poți să muți munții, poți să scoți demoni. Acestea nu satură sufletul. După ce ai făcut toată lucrarea aceasta, dacă nu ai pe Iisus, te vei simți un om gol și pustiu, la fel de nenorocit ca unul care n-a făcut nimic bun pe pământul acesta. Niciodată propria ta bunătate nu va putea să sature sufletul tău propriu. Nu. Aceasta nu satură sufletul. Pâinea care se coboară din cer, aceea satură sufletul și dă viață lumii, nu pâinea pe care o produce un om. Mă refer la cele bune. Ce credeți că ar vrea să însemneze cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei capitolul 6? Strângeți-vă comori în ceruri. Ia să vedem câteva explicații directe, scurt, la subiect. Cine ar putea să spună în ce ar putea consta aceste comori pe care suntem îndemnați să le strângem în ceruri? Concret, specific, dați-mi articole, dați-mi produse care să constituie comori strânse în ceruri. Să dai la săraci. Știți că sunt atei care au organizații de binefacere? Dar ei n-au nicio comoară în ceruri. Dar ei dau. Și Pavel spune, dacă mi-aș da toată averea pentru hrana săracilor, nu sunt nimic dacă nu ai dragoste. Și dacă citim în dicționare, să vezi, dragoste e ceva. Dar dacă citim în Biblie, dragoste este cineva. Dumnezeu este dragoste.
Deci poți să dai, dar dacă nu ai pe cine trebuie, ai dat degeaba. S-a sfârșit tot și nu are niciun sens. Astăzi am, pe la 2 după amiază, m-am gândit, Doamne, nu cumva pentru treaba asta m-ai adus aici? Mi se mai întâmplă lucruri de-astea. Eram într-o plaza undeva și acolo văd un grup de domni. Se vedea de la distanță. Și între ei văd și un domn pastor pe care îl cunoșteam. Și serveau ceva la o masă acolo. Eram în trecere. Dânsul mă vede, sare de acolo și vine și îmi spune: știi cine este cel de la masă cu care servesc aici? Nu știu, zic, n-am cum să știu. Fii atent. Are 800 de apartamente. Asta e tare, zic. Are 10 de PECO, de gas stations, aici în America. Plaza asta toată o vezi aici? Da, e a lui. Tot ce vezi aici, absolut. Peste tot. Conturi inimaginabile. Eu tocmai mă rugam și meditam la tema din seara aceasta. Și am zis, Doamne, nu cumva m-ai trimis în plaza aici să mă înveți vreo lecție? Și ultimul articol pe care mi-l spune el, după ce mi-a spus toate averile omului acestuia, am dat cifre reale, să știți, astea care mi le-a spus sunt reale, unele nu mai este cazul să le amintesc aici. După ce mi-a spus toate aceste cifre, care sunt reale, toată admirația am pentru un om care așa efort, așa pricepere, așa nerv a putut să pună. A venit aici în America, spunea dânsul, și a început viața lui cu minimum, cu plată minimă pe oră. Câțiva dolari pe oră și a muncit cu ziua în călduri și în lupte și acum sigur că este acolo unde... Admir o astfel de abnegație. Și am spus cu durere Domnului în sufletul meu, Doamne, dacă aș fi făcut eu pentru Tine ce a făcut omul ăsta pentru realizarea de sine în lumea aceasta, dacă aș fi luptat și eu pentru Evanghelie, cum a luptat omul ăsta, fi fost extraordinar. Dar după ce mi-a spus toate articolele acestea, îmi mai spune și ultimul articol. Știi, zice, el a fost născut adventist, dar acum... Da. Acesta era ultimul articol. Are 800 de case, are tâtea... gas station, are atâția averi și atâția cutare, dar nu mai are pe cineva. Are ceva omul ăsta, ce ziceți? Are ceva. Dar nu mai are pe cineva. Și atunci întreba Mântuitorul, păi la ce folos? La ce folos? Dacă un om ar câștiga, nu... doar atât ce are omul acesta. Și dacă un om ar câștiga tot pământul, dar dacă a pierdut pe cine trebuie, la ce i-ar mai folosi? La ce l-ar mai ajuta pe omul acela? Am ascultat cu tristeță povestea aceea astăzi. Și am spus, pastore, mă rog lui Dumnezeu pentru tine, ca tu să lucrezi la ăsta, la ultimul articol. 800 de apartamente, e în ordine. Vine taifunul și să le ducă la locul lor potrivit. Dar ultimul articol, tu trebuie să lucrezi la ultimul articol. Și când mă întâlnesc cu tine data viitoare, tu nu mai trebuie să-mi spui mie, omul ăsta a fost născut creștin, dar știi acum. Tu trebuie să-mi spui mie, omul ăsta e născut din nou. Și zic, fii atent, ne rugăm împreună pentru treaba asta. Tu nu ești din întâmplare la masa asta aici. Domnul te-a dus acolo. Mergi înapoi la oamenii tăi acolo. La revedere, ne-a salutat și am plecat. Cuvântul lui Dumnezeu... concentrat în întrebarea aceasta, Doamne, dar ce îmi lipsește? Este un cuvânt care se aplică oricărei persoane din orice fel de condiție și categorie socială ar fi. Nouă ne apar niște fluturași așa în minte și zicem așa, mă, dacă aș avea o casă asta. Și Domnul zice, bine, mă, ți-o dau, dacă tu zici așa. Și după un timp ajungi să blestem casa aia care altă, Doamne, dacă n-aveam beleaua asta pe cap acum, ce m-o fi pus, Doamne? Păi nu ai tras tu, mă, și cu dinții să... Și dacă ți-aș fi spus nu, nici nu te uite la mine, erai pornit cu viteză în direcția respectivă. N-ai zis tu așa ceva. Dar tu ai zis că dacă faci treaba asta, atunci, într-adevăr, asta îți mai trebuie. Ești realizat. Dacă faci treaba asta, ești un om realizat. Ai făcut-o, ai fost realizat? Mă gândeam la femeia aceasta de la fântâna lui Iacob, care nu din întâmplare se întâlnește cu Iisus. A trimis-o îngerul Domnului la timp, acum e momentul pentru tine. După cum noi nu suntem aici din întâmplare în această seară, vreau să spun.
Mă gândeam, cum a ajuns ea să fie, ea nu a fost nevasta la 5 bărbați. Ea a avut, ea 5 bărbați. E diferență mare să te aibă unul pe tine sau să-l ai tu pe el, e diferență mare. În cazul ei, ea i-a avut pe ei. Tu ai avut 5. Și ăsta care l-ai acum nu e al tău. Mă gândeam, cum o fi ajuns ea în situația asta? Păi foarte simplu. A văzut un bărbat drăguț, frumos, undeva și a zis, dacă l-aș avea pe ăsta, m-a realizat. Și l-a avut. Și? Nu s-a întâmplat nimic. A văzut altul în piață după mult timp. Și a zis, nu primul, ăsta dacă ar fi. Și a venit și? Și apoi a văzut al treilea. Și apoi a văzut al patrulea, a văzut al cincilea. Și acum era cu al șaselea. Și după ăsta urma probabil altceva. Sau altcineva. Vreau să spun că nimic nu satură sufletul. Absolut nimic. Indiferent ce visează cineva, că ar putea să însemneze idealul pentru el, dacă reușesc această performanță. Bine. Și fie că este în lumea materială, fie că e în cea spirituală. Dacă reușesc să fac cu tare lucru, bun, reușești și le faci. Dar nimic din ce a fost creat pe pământul acesta sau în universul lui Dumnezeu nu poate niciodată să sature sau să țină locul celui care a creat toate lucrurile. A avea ceva nu este tot una cu a avea pe cineva. Ce îmi lipsește? Nu-ți lipsește nimic. Cine îmi lipsește? Îți lipsește Domnul. Abia atunci experiența de credință capătă sens. Abia atunci. Ce și-ar mai fi putut dori un om dincolo de ceea ce și-a oferit sieși Domnul Solomon? Când citim capitolul 1 din Eclesiast, spune el acolo, mi-am făcut grădini, am avut angajați, mii de angajați, am avut muzicieni aici, am avut averi, aurul era ca noroiul de pe stradă, argintul nu avea niciun fel de valoare în vremea lui. Să deschidem în Eclesiastul, să citim capitolul 2. Și concluzia care o trage el încă din capitolul 1, de la versetul 14. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune. Cum să traducem noi deșertăciune? Cine ar spune un cuvânt românesc mai apropiat? Cum? Gol, deșert. Deșertăciune vine de la deșert. Te duci în deșert, este nisip, pietriș, nu e viață. Am mai văzut și reportaje cu viață cu una cu alta, dar până una alta nu-i nimic, e deșert. E nisip, e moarte, e înfiorător. Deșertăciune, spune el, și goană după vânt. Ce motive să aibă un om să alerge ca să prindă vântul? Cine poate să spună? Ce motive are unul? Că este evident că alergăm să prindem vântul toți. Da. Ce motive să aibă cineva să alerge să-l prindă? Poate e nebun la cap. Da, dacă te vede unul alergând să prinzi vântul, cheamă salvarea și te duce la psihiatrie. Dar există o speranță acolo în sufletul nostru că îl prindem. Uite, acu, gata, încă un pas. Acum, gata, dăm lovitura. Și aleargă, goană după vânt. Iar în capitolul 2... vorbește el despre veselie și fericire, deșertăciune, spune. Nu este nimic. Vorbește mai departe, nimic nu e trainic sub soare, versetul 11. Totul este numai deșertăciune, totul este goană după vânt. Nu este nimic trainic sub soare. Trainic înseamnă care să rămână, pe care să contezi, pe care să te poți rezema. Nu ai pe ce, pentru că... Tocmai acel lucru pe care ai spus că poți conta și te poți rezema, te poți încrede în el, te pămânești că a fost de fapt o trestie frântă, te-ai și înțepat în mână când ai vrut să te rezem pe el. În versetul 17 spune, am ajuns să-mi urăsc viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Am ajuns să-mi urăsc viața. Citeam niște cuvinte ale lui Boris Becker, campionul mondial și cel mai tânăr campion mondial din istorie, cu averi extraordinar de mari. Și scrie el,
zice, când ajunsese pe acoperișul lumii, când ajunsese ca posesiunile lui materiale să depășească imaginația unor oameni. Zice, aveam tot ce își poate imagina cineva pe lume. Dar în timp ce ajunsesem pe acoperișul lumii în ce privește posesiunile materiale, în același timp, zice, mi-am dat seama că a avea toate aceste lucruri nu e altceva decât cântecul starurilor de cinema și al cântăreților care sunt pe punctul de a se sinucide. Am avere, am putere, sunt pe acoperișul lumii. Deci ăsta e cântecul celor care se sinucid. Și el era, deci sufletul meu era gol și pustiu. Omul de pe acoperișul lumii. De ce? Pentru că îi lipsea tocmai această verigă, lipsă. Îi lipsea cineva. Iar un altul, Jack Higgins, care a scris cartea aceea faimoasă, The Eagle Has Landed, vulturul s-a așezat pe pământ sau s-a așezat, omul acela a fost întrebat, ce ai fi dorit tu să știi când erai un băiat? Când erai un tânăr băiat, ce ai fi dorit tu să știi când erai tânăr? Și el răspunde, aș fi dorit ca cineva să-mi spună că dacă am să reușesc să ajung pe acoperișul lumii, acolo de fapt nu este nimic. Când voi ajunge acolo, voi descoperi și voi constata că nu este nimic. Nu aș spune nimănui să trăiască într-o viață din aceasta de tip fatalist, hindus, contemplativ, așa, care se usucă de foame sau... Nu aș spune... Biblia nu ne învață la așa ceva. Biblia ne spune tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Tot ce găsește mâna ta, bun să facă. Și cât se poate de bine și de mult pentru cine are nevoie, nu? Dacă ați văzut domneștea care au câștigat loteria în Canada, probabil că i-ați văzut la televizor că i-a dat de curând acolo. S-au grăbit și au împărțit tot. A spus ce ne trebuie nouă. A dat în toate părțile, a dat și la spital, și la biserică, și la săraci, și la toată lumea, până a terminat 11 milioane și nu știu cât a avut acolo. Și dânsul, soțul a spus, zice, mie nu-mi lipsește ceea ce n-am avut. A rămas în continuare cu pensia dumnealui. Nu, aceasta nu... Aș fi dorit pe cineva să-mi spună că dacă voi ajunge pe acoperișul lumii, acolo nu este nimic de fapt. Am sperat că e ceva acolo. Am sperat că voi fi cineva dacă ajung acolo. Aș fi dorit să-mi fi spus cineva că nu este nimic. Nu, viața de credință nu însemnează inactivitate. Însemnează activitate cu Dumnezeu. Însemnează Dumnezeu prezent în experiența de viață de fiecare zi. Ceea ce lipsește sufletului omului în general și bisericii în mod special și particular, este tocmai persoana Mântuitorului nostru. Și nu există caz mai evident decât la Odiseea. Acesta este un caz atât de grav. Dacă ai auzit pe cineva pe care îl vezi cum arată și constați, ești om în toate facultățile mentale și îți dai seama că este un ticălos, un nenorocit, un orb, un gol. Dacă ai vedea pe cineva în situația aceasta și l-ai auzit cum se descrie el pe sine când zice că de fapt și îți spune ție că e bogat și că s-a îmbogățit și că nu duce lipsă de nimic și îți spune poveștile acestea, ție care îl vezi cum este, dacă ai vedea așa ceva, ți-ai dat seama că de fapt mintea aceea undeva s-a rupt, ceva s-a pierdut. Ce lipsește la Odiseea? Mai degrabă spus, cine îi lipsește acestei biserici? Ce va reuși la Odiseea fără Domnul Hristos, care se găsește la ușa ei? Nu va reuși altceva decât să-și imagineze despre sine că e cineva și că este ceva. Nimic altceva. De-abia când Mântuitorul va fi invitat înăuntru, atunci bogatul acesta închipuit va fi un bogat adevărat, bogat în Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și să rămânem la îndemnul pe care l-a spus Mântuitorul în Matei, la capitolul 6. Vă rog să mergem împreună acolo și să citim cuvintele lui.
care sună astfel. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Și noi am înțeles că a strânge comori în cer însemnează a face binefaceri. Păi nu diferă cu nimic de teoria catolică a indulgențelor. Când ai dat drumul la ban și a căzut în cutie, spunea Tezel, gata, sufletul a ieșit din purgatoriu. Faci o faptă bună aici, merge în cont acolo în ceruri. Nu diferă de teoria lui Tezel cu foarte mult. Cine este comoara noastră în ceruri? Cine ar vrea să ne spună? El este comoara noastră, am răspuns foarte bine. Dacă e vorba să strâng o comoară în cer și dacă e vorba să am o comoară în cer, aceasta se referă la persoana Mântuitorului nostru. Pavel spune, în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și neprihănirii. El este comoara noastră. Aș putea eu să îndrăznesc să trimit faptele mele mânjite de egoism în tezaurele cerului? Doamne, păstrează-le pentru mine, asta e comoara mea. Comoara mea să fie aceasta. Uitați-vă la oamenii care au făcut realmente aceste fapte și care îi spun Domnului, Doamne, când te-am văzut noi pe tine, când am făcut noi așa ceva? Ei nu aveau drept comoară acolo faptele pe care le făcuseră ei. Comoara lor era Mântuitorul. Strângeți-vă comori în ceruri, acolo unde nu le sapă hoții, acolo unde nu le rod molile și acolo unde rugina nu le distruge. Pe pământ totul trece. Cine are însă pe Domnul, spune Scriptura, nu va muri niciodată. Chiar dacă se va odihni, chiar dacă... Acesta e un detaliu nesemnificativ. Dar spune Pavel, când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El. Dacă este ceva care ne lipsește, și ne lipsește cu siguranță tuturor, și chiar dacă avem, niciunul dintre noi nu poate să spună că are de ajuns. Acest lucru este tocmai prezența Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră. Pentru acest lucru ne rugăm în seara aceasta și cerem de la Dumnezeu să nu ne fie niciodată luat, așa cum se ruga David în psalmul lui, nu lua de la mine, Doamne, Duhul Tău cel bun și sfânt. Nu lua de la mine bucuria mântuirii Tale. Pe cine altul am eu în ceruri, spune el, afară de tine. Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Vă invit la rugăciune. Te rugăm, Părintele nostru, să primești mulțumirea noastră în această seară, dar să primești și inima noastră deschisă, Doamne, care este bolnavă din cauza lipsei prezenței Tale în ea. Să primești, Doamne, starea noastră la Odiceană, oarbă, ticăloasă și nenorocită, lipsită de Hristos. Să primești, Doamne, starea aceasta spre vindecare și spre salvare. Intră, Doamne Iisuse, în casa Ta. Intră, Doamne, și ocupă locul acesta pe care Tu l-ai răscumpărat cu sângele Tău. Adu, Doamne, Tu lumină. Luminează Tu ochii noștri, Tatăl nostru, ca să vedem. Unge Tu ochii noștri cu alifie cerească, Te rugăm, Tată. Îmbracă-ne Tu, Doamne, acopere Tu dezolarea aceasta sufletească a vieții noastre în general, acopere dezolarea aceasta cu haina neprihănirii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne predăm în mâinile Tale și îți mulțumim că pentru aceasta ne-ai chemat în seara aceasta aici. Și fă, Doamne, ca în lumea aceasta și în lumea viitoare, comoara noastră și singura noastră comoară să fii Tu, Doamne Iisuse, în al cărui nume Te-am rugat, Tată, și îți mulțumim. Amin. Amin. Să luăm loc. În numele Domnului Iisus, închidem serviciul divin cu
imnul 372, Eu vreau pe Iisus și iubirea sa. Tatăl nostru sfânt și bun, care ești în ceruri, în numele Mântuitorului care a murit pentru noi și în această seară, la terminarea serviciului divin, venim din nou înaintea ta ca să-ți mulțumim pentru aceste sfaturi minunate pe care le-am primit în seara aceasta din cuvântul tău. Amin. Îți mulțumim din toată inima noastră pentru că în seara aceasta fratele Nicu ne-a purtat începând de la Abraham, trecând pe la tânărul bogat, până când ne-a adus la Mântuitorul nostru care ne așteaptă cu nerăbdare să ne ducă acasă. Amin. Îți mulțumim din toată inima pentru că în seara aceasta, Doamne, am învățat că comoara noastră nu este pe pământul acesta și comoara noastră este Mântuitorul nostru care îl iubim atât de mult, pentru care și în seara aceasta de-aia am venit să-L ascultăm. Amin. Acum, Tată iubit, te rugăm să binecuvântezi și bolnavii noștri care nu sunt acilea, sunt o mulțime, începând cu sora Tudose, sora Daniela, Doamne, vindecă-i pe toți fără deosebire și ajută, Doamne, ca să strângem rândurile, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Mântuitorul nostru. Amin. Rămâi cu noi în seara aceasta și mâine, în sabatul acesta, să fii bucuria noastră și binecuvântat să fie în numele Tău în vecii vecilor. Amin. Amin.